Vă salut cu pacea Domnului! Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne dă această ocazie să fim aici, pentru că aici este locul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Dacă ar fi altă ocazie, poate că ne-am fi dus în altă parte. Dar fiindcă astăzi avem ocazia ca să fim aici, profităm de acest privilegiu și venim aici. Și scopul închinării noastre, scopul venirii noastre aici este de a aduce închinarea lui Dumnezeu. Și atunci când spunem că îi aducem închinarea lui Dumnezeu, aceasta o putem face în diferite forme. O putem face și prin rugăciune, o putem face și prin cântare, și prin predicare, și prin dăruire. Toate acestea implică activitatea noastră de sabat și poate alte zi, care ne îndeamnă la închinare. Și atunci când ne gândim la toate acestea, Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să aducem o închinare pentru El. Indiferent ce facem, să facem ca pentru Domnul, așa spune Scriptura. În dimineața aceasta, înainte ca să ne rugăm, vreau să medităm asupra unui eveniment care s-a întâmplat. Pe paginile Sfintelor Scripturi avem descris aceasta, cu o persoană care în vremea aceea a fost împărat a poporului Israel. Mă refer la împăratul Ezechia. Ezechia a fost printre puținii împărați al lui Iuda, care se numără printre împărații cei care au făcut ce este bine înaintea Domnului. N-a fost prea mulți. Unii au început bine, dar au sfârșit-o rău. N-au dus-o până la capăt cu bine. Dar uitați-vă că acest împărat, Ezechia, care are o particularitate deosebită față de ceilalți. De ce? Veți vedea mai târziu. Pentru că a început foarte bine. Și pot ca să vă dau câteva detalii. Atunci când împăratul Ezechia a ajuns pe tron, poporul iudeu nu se adunau la templu. Ușile erau închise. Și el a fost acel care a rezolvat această problemă, a deschis ușile templului, a pus oameni ca să facă slujbele la templu și a aranjat într-așa fel ca slujbele care erau prevăzute să meargă bine. N-a fost ușor, dar el a reușit. Și am mai făcut și alte lucruri. Dacă vă interesează, puteți ca să vă reamintiți despre aceasta în capitolele 18, 19 și 20, care se termină cu istoria finală acestui împărat, în doi împărați. Dar în mod special vreau să mă refer la capitolul 20. Și chiar începând cu primul verset spune așa: în vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte. În vremea aceea. Deci se referă la perioada când Ezechia a reușit să deschidă porțile templului, să pună în ordine lucrurile acolo. Și a mai existat o problemă. Pentru că avea un inamic care venea aproape că în fiecare zi la o provocare. Și împăratul Asiriei, despre care merge vorba, venea și îi spunea: tu, dacă vrei să scăpi cu viață,
vino și predă-te mie. Dacă nu, nu vei avea altă scăpare. Și ce face Ezechia atunci când primește o scrisoare de amenințare din partea acestui împărat care se părea că a cucerit toată lumea de pe atunci? Împăratul Ezechia vine cu această scrisoare în templu și o prezintă înaintea Domnului. Și acum vreau să vă întreb, i-a ascultat Domnul rugăciunea? I-a ascultat-o, nu? În mod miraculos, Dumnezeu a făcut în așa fel ca acest împărat să plece și să-l lase în pace, să nu mai deranjeze. Dar ceea ce se întâmplă mai departe, deci în vremea aceea, n-a durat prea mult timp. Ezechia a fost bolnav pe moarte. De ce? Nu știm. După aceste realizări foarte importante, Ezechia a ajuns bolnav și nu era bătrân. Și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. E o veste bună sau rea? Dacă ar veni la mine cineva să-mi aducă vestea aceasta, deloc n-aș fi încântat. Ar fi ceva tragic. Mă gândesc că atunci când Ezechia l-a văzut pe prorocul Isaia că vine pe la el, care ar fi fost prima idee care a venit în minte atunci? El fiind bolnav, văzând că vine prorocul la el, la ce se gândea? Bănuiesc. Uite, Dumnezeu a trimis prorocul ca să mă vindece, nu? N-ar fi fost normal așa să se întâmple? Dumnezeu a trimis prorocul lui Isaia ca să mă vindece, să facă o rugăciune, să pună mâinile și să fiu vindecat. Bănuiesc că la aceasta s-a gândit Ezechia atunci când l-a văzut pe prorocul Isaia că intră pe ușile sale. Dar se întâmplă ceva ciudat. Prorocul Isaia vine cu o veste destul de tulburătoare și îi spune că rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Dacă ne oprim la ideea aceasta, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, la ce fel de casă s-a referit prorocul? Pentru că am găsit aici în istoria aceasta că împăratul Ezechia nu avea copii la vremea aceea, nu avea o familie. Despre ce fel de casă ar fi vorba aici? Despre casa împărăției, casa familiei sau casa sufletului său? Sau am putea să le punem pe toate împreună? Da, este un gând la care vă invit ca să ne gândim fiecare. Atunci când Ezechia a primit această veste, rânduiește ce ai de rânduit. Nu știu dacă casa împărăției era în dezordine, pentru că el a făcut mari schimbări, mari reforme, după cum am spus mai înainte. Dar probabil că, neavând familie, prorocul s-a gândit ceva mai adânc, să pună în ordine casa sufletului său. Pentru că, cu păreri de rău, ceea ce se întâmplă mai departe ne dă de înțeles că era ceva în sufletul său care nu era chiar în ordine. Și atunci când prorocul Isaia vine în cele din urmă, a treia oară, după ce îi aduce vestea că vei trăi, mai vine a treia oară și îl întreabă:
cine a fost în casa ta? Și el dă un raport, spune că da, au fost oameni destul de importanți din Babilon. Și ce au văzut în casa ta? Au văzut tot. N-a fost nimic din ce am care să nu le fie arătat. Și aici prorocul spune niște cuvinte care s-au împlinit ceva mai timp mai târziu. Să știi că tot ceea ce au văzut ei va merge la ei. Și așa s-a întâmplat. Acum revin la întrebarea care am pus-o mai înainte. Ce trebuia să vadă oamenii aceia în casa lui Ezechia? Ce trebuiau să vadă? Bogăția, faima, aurul, argintul? Trebuiau să-L vadă pe Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel care a făcut minunea aceasta și El s-a vindecat. Dar se vede că Ezechia a scăpat de vedere lucrul acesta. Ideea care vreau să o avem pentru noi ca meditație și ca rugăciune, ca subiect de rugăciune, este ca Dumnezeu să ne ajute ca să facem rânduială în casa sufletului nostru. Și poate pentru cei care au familie și în familie noastră. Și pentru cei care sunt puși niște administratori peste mai multe persoane să facă rânduială și acolo. Pentru că Domnul dorește ca noi să fim total pregătiți și nu numai parțial în toate lucrurile. Și cred că rugăciunea care ar trebui să fie înălțată ar fi aceea că noi putem singuri aproape nimic face. Dar ceea ce Dumnezeu poate să facă este cu mare putere. Și ar trebui ca să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să facă această rânduială în viața noastră, să pună rânduială casa inimii noastre, să pună rânduială casa familiei noastre și să pună rânduială, dacă vreți, și casa bisericii noastre și totul să meargă perfect. Pentru că El este în putere să facă toate acestea. Doresc ca în dimineața aceasta să ne rugăm, dar aș vrea ca din mai multe rugăciuni să formăm o rugăciune. Dar înainte de aceasta aș vrea să vă întreb, cum este o rugăciune publică? Lungă sau scurtă? Domnul Hristos petrecea nopți întregi în rugăciune, dar în public se ruga foarte scurt. Spunea doar o idee. Doamne, îți mulțumesc. Și cred că și noi în felul acesta ar trebui ca să ne rugăm. Și vă invit ca să înălțăm rugăciuni scurte, mai multe persoane. O idee scurtă, de mulțumire, de laudă, de iertare, tot ceea ce Duhul Sfânt vă îndeamnă. Ca să formăm un buchet de rugăciune și să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu cât mai mulți în dimineața aceasta. Vă invit ca să ne ridicăm pentru aceasta. Doamne, Tu ești acela care cunoști frământările inimilor noastre și te rugăm ca Tu să răspunzi fiecăruia după dorința care o are. Dar mai mult decât aceasta, dorim ca să se facă voia Ta în viețile noastre. Fii onorat și proslăvit pentru toate. Amin.